mergem spre Las Vegas după 2 ore de live. Mi-am revenit. Vă mulțumesc, oameni buni, că sunteți aici, că ne susțineți, că ați profitat de bucuria și ospitalitatea, bunătatea, generozitatea oamenilor dragi, așa cum sunt Nela și Costel. Și mergem să dăm peste alți oameni, iarăși foarte buni la suflet, pe care îi vom întâlni în Las Vegas. Wow, ce multă lume este acum și sunt multe probleme de zboruri întârziate sau anulate, deoarece, într-adevăr, oamenii nu mai pot să muncească 100% cum munceau înainte de pandemie. Pandemia i-a dat pe oameni peste cap, dar, bine, am avut o oră și ceva întârziere, așa că mă duc să văd unde mi este zborul. Fac escală aici în Orlando și din Orlando ajung în Las Vegas. Și nu știu, n-am nicio idee la ce gate este zborul meu. E prima dată când trec prin Orlando, în aeroportul Orlando, da? Vai de mine, cât e de mare! Trebuie să merge, oare mie așa mi se pare, dar nu știu. Trebuie să schimb aeroportul, nu găseam zborul. Iarăși trebuie să, adică ieși ca și cum ieși, totuși iar începe, face alt check-in-ul, iarăși face un control. Nu înțeleg nimic cum funcționează aici în Orlando aceste zboruri și acest aeroport, de fapt. Oh, ce fain! Oh, dar asta cred că este hotel. Cine știe să-mi spună, așa pare. Sigur, nu luăm arma cu noi atunci când trecem la security point. După câte înțeleg, aceasta îmi este dedicat pentru că și eu sunt un călător al lumii. Și am ajuns în altă parte a aeroportului. Mă, ce de mare este aeroportul ăsta din Orlando. N-am mai văzut așa ceva și sunt chestii foarte interesante. Uitați-vă, dacă vreți să mergeți la bisericuța de aici, se poate de mers și de făcut o rugăciune. Să vedem aici, parcă... A, și aici sunt niște întârzieri, ba și anulări. Ce să facem? Așa este când călătorești. A, mi s-a făcut foame, miroase aici a mâncare. Așa, unde puțin? Nu se mai poate de mers încă aproape 2 ore ca să aștept aici, încă 2 ore. Am așteptat deja o oră în primul aeroport, 2 ore în al doilea. Gata, lumea nu mai știe să muncească după pandemie, să vă arăt câtă lume este, de asta ei și gata, s-au speriat. Și suntem marți, nu suntem în weekend. Desigur, dacă tot avem întârziere de 2 ore, trebuie să mănânc ceva. Mănânc ceva care nu prea îmi place, să mănânc fast food, dar de nevoie mi-am luat cel mai ieftin burger, $3. În fine, peste 2 ore de întârziere, haideți mai la Las Vegas. Intru ultima. Ca să fiu prima.
ajuns în Las Vegas, dar după câte ore de așteptare, de întârziere a ambele zboruri și s-a topățit, am ajuns, cred că e ora dimineața, nici nu știu că se schimbă aici ora. Și deja se simte atmosfera de Vegas. Katia vine după mine să mă ia cu mașina unde trebuie să mă duc. Mi-a zis că să merg acolo unde este taxiul, pick-up. Dar unde e exit? Așa, să vii să-ți iei bagajul, să nu joci puțin la mașină, nu? Am găsit exit, adică după ce am uitat la 360 de grade, n-am văzut niciun exit, dar am înțeles că trebuie să te duci să-ți iei bagajul pe care nu-l ai, ca să poți ieși. Și afară și este foarte frig! Cum o să fac eu, cum o să fiu eu aici? Ce o să fac? Cum o să mă descurc? După 3 luni aproape de soare, încep să confrunt frigul. Orice călător se adaptează. Oriunde să fie Katia. De fapt, n-am întrebat-o unde e Katia, unde e, care e mașina. Oamenii, uitați, vă filmez! După turbulențele pe care le-am avut cu avionul, vai de mine, pun. Da, de fapt o să pun aici să vedeți cum fulgera pe acolo. Eram printre fulgere, era ceva groaznic. Am ajuns să, cum zice, sănătoasă. Așa, să cheie un Uber și să dai peste un român. Hai, de ce? Frumos! Ia ce frumusețe! Wow, parcă zice că ești din plastic. Cum ar fi real, știi? Da, exact. Auzi, parcă pentru video a ieșit cum trebuia. Se merge asta. De unde să o iau? De aici până aici nu cape în ecran! Nu e cape în ecran! Oh my god! Foarte fain! Ce-a făcut aici? Un dom? Ce-a făcut? Văd așa gău. Vinul copios, așa un pic de... Foarte fresh. Așa e fresh. De aici, din Las Vegas, pe picior de plecare cu Julian și Katia spre Utah, una dintre cele mai frumoase state din America. Sunteți gata de un road trip pe cinste? Haideți!
trage fața pe șosea. Hai, vină încoace, Bela! Ce interesant este, deja primăvara aici, dar se vede pe alocuri încă zăpadă acolo, prin munții din Utah. Știți că America... Cele mai frumoase drumuri unde trebuie să te oprești și să faci poze, în continuu. Câte ranciuri sunt pe aici, pe lângă Zion. Asta îmi place mai mult pentru că a fost unul așa mai simplu. Domnul nu s-a oprit, s-a oprit la mijloc și ceilalți au zis că ar trebui să conduci și mai repede pe aici. Așa i-a zis, nu? Și domnul de fapt s-a panicat. A zis că, sorry. Cred că se uita și el ca și noi la peisajele minunate aici. Asta se uită țintă la mine. Da. De când am venit, s-a oprit și se uită. Sau știe să pozeze, sau, nu știu, vrea să fie vedeta vlogului meu. Cred că așa o să numesc eu acest vlog. Clickbait. Da, poate asta vrea să mă împungă. Că nu se uită. Eu știu cine s-a îndrăgostit de mine în Zion. Așa-i? Gata? Ai plecat? Dacă am vorbit deja de dragoste, ți-a trecut? Uite, eu. Bela, îți plac animalele? Beluța! Că se uită!
Aia și încă una micuță acolo. Ascundeți-o pe Bella! Asta ia vulturii! Oh, ce frumusețe! Speechless! Și a treia oară când văd și tot nu mă satur. Am parcat mașina și mergem să luăm shuttle. Free shuttle este un autobuz care te duce la diverse locuri, sunt trail-uri, sunt overlook, deci doar ca să vezi peisajele. Și să știți că este un tunel unde se poate demersa prin tunel și ajunge în altă parte, unde este cu totul diferit față de Zion. Și e gratis, era inclus în annual pass, așa că mergem să găsim un loc aici lângă râulețul frumos și să facem un picnic cu Bella, Katia și Julian. Sarmale cu poveste, poveste. Sarmale în road trip. Da. Hello. Să vă arăt cât de frumos este aici. Vai de mine. Și îmi place zgomotul ăsta. Sarmalele. Frumoasă acolo. De zice că e un cocostârc gri. O stație, de aici sunt, este un trail sau mai multe, depinde, dar eu ce fac? Mă uit la florile, florile cât de frumoase sunt. Sunt niște clopoței roșii aici. Wow, ce frumusețe! Primăvara a venit și aici în Zion. Da, oamenilor le stă bine cu drumețiile. Care pe jos, care pe bicicletă. Ne-am oprit aici la ultima stație și vedem foarte multă lume care a venit și au făcut diferite trekkinguri, trailuri. Este corect. Credeți că cresc acolo copaci chiar pe stâncă? Da, aici este trailul ăla foarte dificil. Veveriță Riță, ce zici tu acolo? Te uiți așa cu un ochi la mine? Așa-i? Numai să nu sar pe mine. Ce mănâncă acolo? A găsit ceva și ce mănâncă, nu? Pesto, ceva. De ce mănânci tu acolo?
you did the anxious landing? Yeah. But you have the permit? Yeah. Ah, okay. Right now there's no one checking. It's after 3 p.m. they don't check anymore. Ah, okay. Okay, thank you very much. Fiecare trail este menționat numele și direcția, dar și câte mile. Deci, Bela, ne aștepți? Da? Să arătăm noi drumul? Aici am văzut această colină plină de flori și am zis, cum să nu mă urc aici ca o căpriță și să filmez toate aceste frumuseți. Aici trebuia să vedem apa care curge pe aici, dar deoarece totul se schimbă în lumea aceasta, nu mai este apă destulă și eu când am venit în mai, în 2018, râul ăsta era mult mai larg. După ritmul lor. Și unde începe vreodată? Wow! Wow, totul ăsta de la înălțime. Uau, ce culori! Vă place aici? Aaaa, mă picură! Uau! De-ai zice că e o perestruică? Wow, ce frumusețe! Ia vezi! Zion, mulțumim foarte mult! Ce priveliște au oamenii care stau aici la hotel. Chiar ne întrebam oare cât costă o noapte. Am impresia că am venit în decorul lui Dr. Quinn aici. Interesant în America că la doar 100 de kilometri, 200 și peisaje complet diferit. Aici. Ia ce frumos este aici, wow! Noi avem noroc și de vreme, să avem așa soare frumos. Ai văzut, ne spune aici că să fim atenți la cerbi. Uneori sunt vaci, uneori cerbi, căprioare pe acolo. Oh, uite cum este asta. A zis că am stat numai prin Caraibe, mă duc la zăpadă acum. Asta e interesant când călătorești, înțelegi
sezonul, nu numai destinația. S-a prins acolo o bucată de stâncă. Auzi, dar poate chiar acolo suntem. Ca așa de la vară la iarnă. Am de fapt am avut o... Ia zi, atâția voce, da. Am avut și o bucată de primăvară. Welcome, Brianhead. 9600 feet! Păi să suntem deja la 3000 de metri. Așa e, nu? Da. Wow! Wow, am ajuns la iarnă. Da, ce chiar au de astea șale ca în Franța. Drept înainte. Într-o dimineață. Deci, da, a făcut chiar... Dar ce, este și schi? E stația de schi? Da. Asta-i. Vrem să vedem. Wow, eu, puteam să mergem. Da, uite. Cu tuburile. Wow. Schi, vede ce? Da. E, de asta tu cred că, Katia, tu vrei să dai cu schiurile și... Costum de baie ne dăm. Da. Vă las luat, nu? Da, dar e principal la luat costumul de baie. Giule! Unde am ajuns? O, ce frig este, dar intream rapid în căsuța cu povești. Să vedeți de ce zic căsuța cu povești. De zice că am ajuns la căsuța piticilor. A, da, așa frumos. Katia a zis că so cute și noi am venit aici, uitați-vă cât de frumos este și ei au pus, proprietarii, ne-au pus, nu mai găsesc cuvintele, au prins focul în șemineu și decorul este un adevărat decor de schi aici, un șalet. Wow, da, au zis că dormim cu urșii. Ce frumos! Wow, ce frumos! Așa, mergem sus. Ah, Bela, îți place? Bela! Oh, da, eu am adus... Oh, Bela. Să mergem sus. Wow, ce frumos! Am căzut că glumesc aici singură. Wow, ce frumusețe! Este așa un butoi. Și pentru un copilaș, cred că este aici. Wow, ce frumos au făcut! Iată eu ce-l dorm cu urșii. Pa, pa! O, ce frumos! Păi ce credeți? Dacă aveți cățel, trebuie să vă ocupați de el. Asta de 5 ori pe zi. Da, de 5 ori pe zi. Gospodina acasă face mâncare, dar noi mâncăm tarancă. Cei bem care cunosc și o bere. Și avem bere. Bela, tu ce faci? Tu te uiți ce fac ăștia? Nu-ți dau ție mâncare? Bela, cum e casa nouă? Îți place? Tremuriși. Giulian, dar ce faci tu acolo? Burgers. Cu așa săpată pe aici. Dar noi suntem vara aici, dar aici să... Nimic îmi pare că în frigider. Serios? Da, se începe a fi. Ce bine arată. Suntem în atmosferă americană. Un domn s-a dus la Haica Montana și l-a găsit mort. La 30 de grade la minus 8. Am zis că e frig, am văzut 12 grade și am zis că, da, ce-i 12 grade, ce-i asus? Am zis că nu, minus 8.
salt